Ce s-a întâmplat Mavrodin acolo? Am un conflict mai vechi cu o provocare lansată către Popa și n-a acceptat-o și acum, după ce am văzut că echiperul a reacționat urât, că am făcut semne spre el. Îl aștept, oricând. Ești mai bun și dictelnic de echipa lui. Acum bănuiesc că deja te gândești la Andrei Varga, care deja este în semifinale cu tine. Da, nu mi se pare un meci greu cu Varga. Totuși l-a bătut pe maxim. Da, nu contează. Și eu am bătut Parghiu. Și îl aștept pe Varga în semifinal.
Salut! Am zis că nu ce-a spus pe gata. Lasă-mă. Lasă-mă. Drept nu doare. Genunchiul? Aici, partea asta. Platul, trece. Mai stângul, stângul, nu mergea. Și aici... Dar nu, dar ți-am zis că mă doare dreptul. În a treia repriză când a început, am luat una mai tare, am mai dat un middle și gata. Mai, mai, avem un moment să-ți iei marșa asta. Da, da. Nimic. Sus, prima repriză după noastră. Da. Odată un loc acolo pe piciorul stâng în genunchi. Când o lipi, când o bloca așa. Ia vreo, asta e, vrea să mergi înainte. Am putea să primiți. Mulțumesc. Avem. Hai că ești tânăr și te stinge, mânca va și mera voastră. Hai. Mai încolo nu să greșești și voi și o să fiți tari. Domnul Ușa, ești tânăr, ești bine. Mulțumesc. L-am pensionat pe Maxim la 19 ani, nici ceva, nu? Fii atunci, despre ce vorbim? Hai. Nu, i-am zis că nu suntem. Așa că nu vă calmați-vă. Mulțumesc. Aveți toată viața voastră. Ne calmăm de seară la party. La party, ne calmăm bine. Hai. Mi-a dus de ce viață? Ia acolo, mai Bravo, grazie, Leon. Bravo. Sì, cum? Am comandat meciul. Da? Da. Azi de bine, numai de bine. Întoarcerea aia a fost foarte faină, care era. Ah, care, pe oricum, bă, dar sunt azi tatonare, nu știu ce... Prima, a noastră, un pic, zic eu, după aia, a doua, clara lui, a treia... A treia a fost a lui, da. Da. Pe meciul lui, n-ai ce zici, mă. Da, frumos. O fost mai bun. Semifinal, dar nu vorbim, avea unii. Auzi, o fost mai bun astăzi, ok? Totuși, după două meciuri, te vă frești. Sunt bine, da. Pot să spun că încă sunt tank. Și totuși ai dus 6 runde în total. Nu-i problemă, mai duc 3. Pe cine ai vrea? Pe cine vrei dintre Lăpușneanu și Acmana, îți permiți, ești finalist? Pe cine ți-ai dori? Lăpușneanu. Lăpușneanu? Da. Care aproape de sunt? Mini. Ah, mai aproape de tine. Da. Ah, e și Galați, Brăila. Galați versus Brăila. Ok, gata acum. Bine, succes. Mulțumesc frumos. Aici am că iese și-ți dă 4. Dar cine a fost ăsta? Ai venit cu umărul în gips. Da, mă, da. Ce drag. Și tricoul ăla cu DFS. Lasă-l așa, te închidem.
asta aștepta cel mai mult, nu? Luni trebuie să-l tatuiez, că are loc aici gol. Și trebuie să mai să acoperi. Eu îl tatuiez. Și acum trebuie să tatuiez ceva demn de un campion. Nu, asta da. Eu chiar o să fac un tatuaj demn de un campion. El avea oricum în cap tatuajul. Cum te simți nou campion la categoria 70? Mă simt foarte bine. Vreau să le mulțumesc echipei mele. Că ai muncit pentru tine toată seara. Așa este, ai dreptate. Mulțumesc echipei mele, mă simt bine că am câștigat. Le mulțumesc și prietenilor mei care au venit tocmai de la Brăila să mă susțină, un drum foarte, foarte lung și periculos. Mă simt bine și aștept următoarea luptă. Care crezi că a fost tatuul tău în seara asta de n-a putut nimeni să-ți facă față? Posibil familia. Am avut și niște momente mai grele înainte de gală, dar mi-a revenit și am dat drumul la treabă. Înapoi. E bine că ai psihic puternic, dar în același timp, eu, din ce am observat, ai foarte bun movement-ul. Te miști foarte bine și schimbi unghiurile mereu. Da, și asta cu ajutorul antrenorului meu, provin din Kyokushin Budokai. Deci... Din Kyokushin? Da, din Kyokushin. Și brațele, că nu ai avut timp să le înveți așa, de schimbi așa repede. Din copil. Sunt practic de mic copil și am început cu Kyokushin și am progresat. Fii atent că sigur o să fie apară chestia asta pe TikTok, pentru că între tine și Petrișor deja este o rivalitate. Având în vedere că tu ești campionul și tu poți să decizi cu cine vrei să te bați, ai vrea să îi oferi o șansă la centură? Sigur, normal. Când vrea să vorbească cu domnul Cătălin Moroșanu, domnul Alin Huiu și dăm drumul la revanș. Nu este problemă. Bravo, frate. Ești tare. Mulțumesc frumos.